Bine v-am regăsit din nou, stimați telespectatori. Ultima emisiune electorală în direct din studioul Capital TV îi are ca protagoniști pe doi dintre reprezentanții de seamă ai Partidului Național Liberal din județul Hunedoara. Este vorba de domnul Adrian David, prim vicepreședinte al organizației PNL Hunedoara, județene. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit, salutul de respectatori! Și candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara la alegerile din 27 septembrie din partea PNL Hunedoara. Iar lângă dumnealui, primarul municipiului Petroșani și președintele organizației PNL Petroșani, domnul Tiberiu Iacovriții, totodată candidat la un nou mandat de primar la alegerile de duminică. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Domnilor, ultima săptămână. Practic încep să se numere bobocii. Și toamna. Știi? Toamna se numere bobocii. Oarecum vor sta bobocii la PNL în general, Hunedoara, domnule David? Domnule Bran, noi ne-am pregătit foarte serios și foarte temeinic pentru această campanie. Ne-am prezentat în fața electoratului nu cu povești, nu cu bârfe, nu cu atacuri la persoană, ci cu programe electorale foarte bine documentate, care au în spate o muncă de cel puțin 4 ani, în care am, împreună cu primarii, împreună cu consilierii noștri, împreună cu simpatizanții PNL și, mai important, împreună cu hunedorenii, am identificat cele mai importante priorități și oportunități și, de asemenea, am reușit să inventariem problemele cu care se confruntă județul Hunedoara. Plecând de la aceste premise, am intrat într-o campanie electorală în care avem foarte aliați foarte mulți și puternici, o susținere populară foarte semnificativă și cred că vom fi girați din nou în cazul domnului primar și la Consiliul Județean vom reuși să revenim în fruntea acestei instituții, pentru că cei care au gestionat județul Hunedoara până în acest moment au arătat foarte multă impotență administrativă, neseriozitate, neimplicare, netransparență, și lucrurile astea o spun atât oamenii care ne întâlnim, cât și sondajele pe care le-am făcut și care ne spun că mai bine de 65% din hunedoreni consideră că județul se îndreaptă pe un drum fundamental greșit și e necesară o schimbare la nivelul Consiliului Județean. Din altă perspectivă, la nivel local, cred că implicarea de care a dat dovadă domnul primar, seriozitatea domniei sale și modul în care a tratat problemele orașului îl recomandă pentru un nou mandat, un mandat care este decisiv pentru dezvoltarea municipiului Petroșani, dezvoltarea județului Hunedoara în general, pentru că vom avea la dispoziție fonduri consistente, europene, în mod special, peste 80 de miliarde de euro, negociate de președintele Klaus Iohannis, pus la dispoziție de Comisia Europeană. Plus alți bani care mai intră prin alte forme. Plus Just Transition Fund, banii care vin pentru zonele afectate de minerit. Am estimat noi undeva la peste 350 de milioane de euro pentru Valea Jiului doar. Și e nevoie de oameni competenți. Iar dacă 27 septembrie avem ocazia să ne alegem edilii, primarii, consilieri județeni, președintele Consiliului Județean, cred că acest criteriu al competenței, al seriozității, al onestității, toate aceste principii trebuie să fie la baza alegerii pe care o fac oamenii, pentru că dacă unii oameni au demonstrat că sunt capabili să gestioneze proiecte mari, ambițioase, atunci să continue, iar dacă alții au arătat că nu sunt în stare să facă mai mult de un sens giratoriu și o palmă de asfalt undeva pe un munte, ar trebui să plece. Da, domnule primar, la aici, la Petroșani, cum se vor număra bobocii? Cum o să fie? Cum credeți că mesajul dumneavoastră ajunge la oameni, nu ajunge? În afară de asta, spunea domnul David, 65% de oameni care consideră că se merge într-o direcție greșită.
cei 65% vor veni oare ei și la vot? Deci aici sunt întrebările. Da, e bună întrebarea, însă eu pot să vă spun și altceva. Așa cum a spus domnul David, există un sondaj de opinie făcut la nivelul județului Hunedoara, care a fost prezentat săptămâna trecută, unde domnul David o să vă reamintească procentele, însă eu vreau să spun legat de Petroșani. Noi am făcut un sondaj de opinie în luna iunie a acestui an. Sigur, am făcut mai multe sondaje de opinie în acest an, dar în iunie a fost al treilea sondaj pe care l-am făcut. În momentul iunie, repet, înainte de campania electorală, la Petroșani, eu aveam un scor de 41,7%, deci 41,7%, iar contracandidatul meu de la PSD avea 25,3%. Sigur, ceilalți candidați erau undeva în jurul procentului de 10% sau mai jos, având în vedere că suntem la Petroșani 10 candidați pentru funcția de primar. Bun, dar au mai trecut 3 luni de atunci. Exact, asta vreau să vă spun, au mai trecut 3 luni. Noi am mai făcut un sondaj, dar de data aceasta de uz intern, în prima săptămână de campanie electorală, iar rezultatele sunt în aceeași linie și pot să spun asta, repet, este un sondaj al nostru, nu este de lucru intern al nostru, al PNL-ului. Eu sunt undeva la 44,5%, iar contracandidatul meu a scăzut la 20%. Și cred că e un lucru normal, având în vedere modul în care ei au ales să facă campanie electorală, cu atacuri la persoană, cu atacuri la familie, la cunoscuți, la familiile cunoscuților, ale consilierilor locali și așa mai departe. Deci au ales să meargă pe o linie negativă, destructivă și nu să vină în fața cetățenilor cu ce au făcut și ce vor să facă în perioada următoare pentru Petroșani. Mai mult decât atât, contracandidatul meu, care este în funcții publice de peste 20 de ani, a fost vicepreședinte la Consiliul Județean 8 ani de zile și de 3 ani de zile este managerul județului. Pentru Petroșani practic n-a făcut nimic acum, pentru că s-a gândit că vrea să candideze la primăria Petroșani. Spune el că a făcut un sens giratoriu și pe ăla l-a făcut cu acordul meu și cu proiectarea făcută de primăria Petroșani. Da? Ca să fim foarte clar înțeleși, și se laudă că a început drumul din Parâng. Drum din Parâng, ale cărui baze au fost puse de domnul David când era președintele Consiliului Județean și subsemnatul în calitate de primar, am făcut primii pași, s-a făcut proiectarea, domnul David a lăsat și finanțarea pentru acest drum, dar în momentul 2016 acest drum avea și finanțarea asigurată de la bugetul Consiliului Județean. Au venit cei de la PSD, s-au tot moșmondit, cum îmi place mie să spun, și abia după încă 3 ani de zile au reușit să-l scoată la licitație ca și lucrare. Acum am înțeles că vor să toarne repede asfalt pe el, așa vrea contracandidatul meu. Din punctul meu de vedere este o grabă foarte mare, dar cu niște consecințe care ar putea să fie dezastroase și vă spun de ce. În momentul în care forțezi constructorul să toarne asfalt pe drumul din Parâng, în acest moment când nu ai parapeți, când nu ai rigole, când nu ai toate lucrările asigurate, turnând asfaltul acesta electoral, s-ar putea să apară niște evenimente nedorite și aici mă refer la posibile accidente, pentru că drumul este periculos, mai ales dacă mergi cu viteză și n-ai nici experiență la condus, se pot întâmpla foarte multe, fără parapeți de siguranță, fără rigole, fără toate... La final, toate astea ar trebui să arate. Da, dar nu să torni prima dată asfaltul, asta vreau să spun. Înțelegeți? Deci, în goana aceasta după voturi, se pare că unii au luat-o razna, dar repet și revin. Partidul Național Liberal în acest moment are cea mai bună ofertă și umană și profesională, fie că vorbim de Petroșani, fie că vorbim de Consiliul Județean Hunedoara, și aceste lucruri nu le spun neapărat eu pot să fiu subiectiv.
însă oamenii pot să vadă cu ce am venit noi în fața alegătorilor, cu ce proiecte, cu ce programe, cu ce soluții, cu ce strategii pentru ceea ce înseamnă viitorul județului Hunedoara. Aici domnul David este o garanție și cred că ar trebui toți oamenii din Valea Jiului să analizeze foarte atent pe cine vor pune votul la Consiliul Județean, pentru că mai avem un avantaj. Domnul David este din Valea Jiului, este omul locului, este pentru prima dată când Valea Jiului are ocazia să pună un președinte la Consiliul Județean. Și vă spun, în perioada următoare, 2021-2027, președintele Consiliului Județean va juca un rol crucial în dezvoltarea județului în ansamblu și a Văii Jiului în mod special, pentru că vor fi o serie întreagă de fonduri europene, fie că vorbim de POR, de Programul Operațional Regional, fie că vorbim de crearea IT, investiție teritorială integrată, fie că vorbim de Just Transition, da? Deci fondul pentru tranziție justă, nu pentru tranzacție, unii sunt obișnuiți cu tranzacțiile și le mai scapă așa patina. Deci ei habar n-au, ca să vă dați seama, habar n-au, nici termenii nu-i cunosc. Da, păi structura sau fundamentul acestor fonduri, da, care vin către România, și ce să mai vorbim de programe și de proiecte, citeam astăzi în presă și domnul David știe mai bine, am înțeles că un proiect care era aprobat de acum 3 ani de zile a rămas în sertar și n-au fost în stare să ia banii. Culoarul Mureș Nord sau ceva de genul acesta. Da, este un proiect, e unul din proiectele pe care noi în mandatul 2012-2016 l-am inițiat, l-am dezvoltat, am făcut studiul de fezabilitate, am pregătit cererea de finanțare, astfel încât în 2017 conducerea PSD a Consiliului Județean obține finanțarea. Un proiect foarte ambițios, e vorba de peste 55 de kilometri de drum care urmează să fie asfaltat la nord de Mureș, de la Gelmar, adică de la Gioagiu, până în Ilia. Din 2017 până astăzi nu s-a întâmplat nimic efectiv în teren. În 3 ani n-au fost în stare nici măcar să finalizeze proiectarea. Eu când spun că acești oameni sunt incapabili, sunt proști manageri, exact la situația asta mă refer. Asta este argumentul meu. Nu e posibil ca în 3 ani, de când ai semnat contractul de finanțare, atenție, de când ai semnat contractul de finanțare, să nu poți să demarezi lucrările, ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, acum să fie în toiul lucrărilor. Dar faptul că ei nu știu să gestioneze, exact cum spune domnul primar, păi dacă nu știi nici măcar cum se numește programul de finanțare pe care vrei să-l accesezi, e clar că nu înțelegi mecanisme, structuri, proceduri, termene, limite, tot, mă rog, cofinanțări, de unde să le asiguri, pentru că sunt foarte, foarte multe probleme care stau să explodeze în activitatea Consiliului Județean din cauza acestei decizii proaste sau indeciziilor pe care le-au manifestat acești oameni care, din păcate, au condus în acești 4 ani și ne-au furat perspectiva de dezvoltare, ne-au furat speranțele și perspectivele. Am ajuns, domnule Bran, pe locul 35 în țară, la nivel de județ, în privința veniturilor salariale. Am ajuns pe primul loc la migrație în regiune. Sunt lucruri strigătoare la cer. Nu este posibil ca județul Hunedoara, un județ care locul 22 în turism. Locul 22 în turism nu este un loc onorabil. Eu vreau să fim pe locul 1 în turism. Suntem pe locul, sau mă rog, cel mai frumos județ, practic. În afară de Constanța, de județul Constanța, suntem județul care oferă peste 30 de atracții turistice de nivel național. Putem să fim pe locul 22 la turism. Nu putem să fim cu un știți pe cine e pe locul 23, ca să vă imaginați, este Gorjul. Gorjul care, în afară de Târgu Jiu și operele lăsate de Brâncuș, sigur, alte obiective care nu sunt detalii castelului Corvinilor, cetății de vei, frumusețea munților Parangaretezatului, Sarmisegetuza, cetățile, 5 cetăți dacice, lacurile glaciare de pe Parang. Avem foarte multe biserici medievale din piatră. Și vă anunț, Desuși este una dintre ele, și vă anunț acum că împreună cu, în parteneriat cu Episcopia Deve și Hunedoara, vom genera un proiect de conservare și valorificare a potențialului turistic a tuturor acestor biserici medievale din piatră. Vom construi un muzeu de carte veche, obiecte și obiecte de cult la nivelul județului Hunedoara.
care va avea o secțiune specială pentru părintele Arsenie Boca. Da, sunt valori care noi nu le... Bineînțeles că... Adică place, domnul Bran, noi nu venim în campanie electorală cu petarde aruncate doar ca să întoarcă lumea capul după noi și să spună, uite, domnule, ce chestie năstrușnică au făcut oamenii ăștia. Sunt evenimente... Sunt... Dar nu mutați biserica... Nu? Nu cred că e cazul să mutăm un edificiu dintr-o parte, într-o parte sau alta. Este foarte important ca toată lumea să vadă că noi am tratat cu seriozitate și ne-am pregătit ani buni. Că au fost năstrușnicii tot felul de... Păi, sunt sigur că da. Suntem la Petroșan. Ne aduceți-vă aminte ce promitea PSD-ul în 2012, că mută calea ferată pe malul Jiului sau că... Nu, vor... PSD-ul era un candidat. Păi, dar era PSD, iertați-mă. Bine, după aceea, o altă năstrușnicie mai modern, mai recentă, ca să zic, modernă, e modernă ca idee, să faci tren pe pernă magnetică de la Petroșan la Uricani. Deci ăia de la ADR au râs de noi, știți cum, nu de mine, ci de unii colegi ai mei. Bine, și Aqua Land-uri, să nu uităm de ele, bun, care nu s-au mai făcut. Haideți să asta că, faptul că nu care s-au făcut, erau propuse de știți, domnul David n-a mai... Să știți că eu cred în continuare că o sporire a facilităților acordate turiștilor, mai ales de a-și petrece, și asta este o chestiune care am învățat-o de la domnul Iacob Riță. Ar fi foarte bune, dar nu s-a mai făcut. Oamenii turiștii nu trebuie să stea tot timpul în munte. Exact. Ei trebuie să se relaxeze în oraș, să aibă locuri în care să se plimbe, să le viziteze. Da. Asta dar e diferența știți care este? În județul Hunedoara a venit PSD-ul și nu s-a mai făcut nimic. În județul Bihor, Ilie Bolojan, prietenul și colegul și partenerul nostru, a făcut un asemenea acoalent care se numește Nimfea și care generează venituri care îi asigură nu numai funcționarea, ci și beneficii bine, suplimentare cu care poate să... Oraș, da, este, tot Nimfea este doar un exemplu. Este un exemplu care cred că poate fi implementat și în județul Hunedoara. Din păcate, în acest moment, programul operațional regional nu permite decât cu o cofinanțare foarte consistentă din partea administrațiilor locale, dar noi împreună, și de asta este foarte important să avem o coordonare la nivelul administrației publice și rolul principal al Consiliului Județean este de coordonator al activității administrației. E foarte important să existe dialog, să existe o construcție și o viziune comună pe această axă. Administrație locală, Consiliul Județean, Guvern. Asta l-am și insistat și mă bucur că domnul ministru Marcel Boloș a acceptat să vină în Valea Jiului să discutăm chestiuni concrete legate de finanțarea domeniului schiabil din Parâng pe fonduri europene, să discutăm despre înființarea unei comisii de lucru, un task force, cum i-am zis noi, pentru, exact pentru acest lucru, pentru a implementa fonduri europene pe proiecte de importanță strategică pentru dezvoltarea noastră. Una este să întâlnim o problemă în teren legată de, sau în documente la nivel local, legată de un program european, să facă domnul primar hârtie, adresă la Consiliul Județean. Noi să o analizăm, să o trimitem mai departe la guvern, să pierdem luni întregi până când primim o soluție și alta este să avem o comisie de lucru cu putere decizională și să scurtăm timpii de implementare a proiectelor la cel puțin jumătate dintr-un termen. Adică dacă acum durează 5 ani sau 6 ani să implementezi de la A la Z un proiect, cu un asemenea stil de lucru, cu oameni care sunt bine pregătiți și disponibili și ambițioși să termine proiectele pe care le au pe masă, să reduci timpul ăsta la 2-3 ani. Da. Asta este diferența și noi de asta insistăm foarte mult pe o viziune comună și pe crearea, conturarea unei echipe liberale atât la nivelul municipiului Petroșan, la nivelul Văii Jiului, dacă vreți, împreună cu Consiliul Județean Hunedoara și la nivelul Guvernului, pentru că, haideți să o spunem sincer, în următorii 4 ani, Guvernul României va fi construit în jurul Partidului Național Liberal. Este clar că PNL este favorit pentru a câștiga alegerile parlamentare și majoritatea care se va contura în următorul legislativ va fi făcută în jurul Partidului Național Liberal, care mai mult ca sigur că va da primul ministru. Și atunci, o axă comună cu primărie, Consiliul Județean, Guvern ar ajuta mult în capacitățile de dezvoltare ale zonei noastre, care în acest moment are nevoie de soluții concrete și are nevoie de catalizatori de acest gen pentru deciziile importante. Da, mă uitam aici, am primit un mesaj. Ziceți, domnule Bran, sunt importante și proiectele mari, nu zic nu, dar și proiectele mici pentru o comunitate.
ca atare, întrebăm pe domnul primar pe strada Gociu-Nicușor, între 19E și 19D, când vine cu asfaltul, sau, mă rog, zic că au o problemă. Da, știu problema de la Gociu-Nicușor, e o chestiune, acolo și că... da, e o parcare, da, cumva improvizată, le-am promis oamenilor, direct, că... așa o scriu, da, le-am promis oamenilor că în momentul în care semnăm și miercuri semnăm contractul de reparații pe drumuri, vom rezolva și această problemă. Mai sunt situații punctuale unde mai trebuie făcut astfel de intervenții și le vom face. Cunosc foarte bine și ce înseamnă Gociu-Nicușor și ce înseamnă aviatorilor și accesele către bateriile de garaje de pe Oituz și de pe Independențe și așa mai departe. Deci dar aveți în plan și proiectele mici? Absolut. Proiectele niciodată n-am neglijat aceste lucruri. Un primar cam asta trebuie să facă, adică să aibă în vedere și... Exact. Un primar trebuie să administreze zilnic comunitatea, dar pe de altă parte trebuie să aibă viziunea de dezvoltare a localității în ansamblul ei, da? Să dai o linie și o direcție de dezvoltare a orașului, da? Și cum spunea domnul David, este o oportunitate fantastică acum pentru Valea Jiului și pentru Petroșani să aibă primar PNL, președintele Consiliului Județean PNL și guvernul PNL, pentru că e clar, președintele Iohannis va desemna un premier de la PNL în urma alegerilor din decembrie, pentru că niciun partid nu va face peste 50%, astfel încât președintele să fie obligat să desemneze din partea aceea un candidat. Aceasta este filozofia politică, dacă vreți, în perioada următoare. Și vă mai spun ceva. Guvernul PNL a făcut un lucru extraordinar, lucru pe care nu l-am reușit în ultimii din 2007, de când noi am intrat în Uniunea Europeană. Bun, bazele s-au pus undeva în 2005. Noi nu am putut să descentralizăm decizia de implementare a fondurilor europene de la București către regiuni. Ei, acum guvernul a făcut această treabă și a descentralizat decizia către ADR-uri, către agențiile de dezvoltare comunitară, da, regională, mă scuzați. Iar următorul pas, și credeți-mă că așa se va întâmpla, din 2024 decizia va fi descentralizată către consiliile județene. Asta e o pregătire. La AOR, nu? La Asociația, da, Orașelor, da, 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 din România, la unde știu că aveți și municipiilor din România, da, unde știu că aveți și o funcție. Da, sunt purtător de cuvânt al Asociației Municipiilor din România, da. Deci, normal. Deci lumea pe undeva ar trebui să înțeleagă că dumneavoastră v-ați documentat din mai multe părți. Absolut. Și tot timpul acolo la ședință, știu că noi am tot scris, ați făcut tot felul de... Am ridicat problema. Vă aduceți aminte cât am fost eu de criticat și de atacat de către colegii primari din Valea Jiului când am spus că îmi doresc Valea Jiului să fie un singur oraș, să fie o singură unitate administrativ-teritorială. Și când am spus asta, eu știam despre ce e vorba, despre viziunea pe care o au cei din Uniunea Europeană pentru dezvoltarea României, da, și a regiunilor. Nu m-am grăbit deloc. Numai din 2024, să zicem, ar putea. Domnul Bran, nu m-am grăbit. Păi dacă nu discutăm aceste lucruri în campania electorală, când deci peste 4 este ani, important să prevedem ce vrem să facem și să spunem oamenilor de ce este avantajos așa și nu sub bine, forma să explicați mai sub, repede, am sub care mergem acum, da? Ei au sărit toți în capul meu și au spus, domne, Ridzi vrea primar general și ne ia nouă, dar noi suntem nu știu cum și nu știu ce. Deci, în loc să vină și să se pună la masă și să discutăm pe argumente, ei m-au atacat la familie, că-s primarul nu știu cum, că n-am făcut nimic, că... Deci, primitiv. Vă dați seama, da? Când eu am venit cu o idee care nu este nouă și nu mi-o asum eu personal, ea este o idee, se va ajunge, dacă vreți, preluată, de județe, deci da, înainte de 89, cazuri. Această formă de administrare publică a existat în Valea Jiului, când exista un singur consiliu care conducea toată Valea Jiului și problemele sunt comune pentru toate cele 6 localități. Nu vă mai spun avantajul cu spitalul. N-au vrut să ne unim cu spitalul când în 2011 s-a promis acea reformă sanitară în care ni se dădea elicopter,
eram dotați cu aparatură de ultimă oră și așa mai departe. Erau niște avantaje pentru oamenii din Valea Jiului. N-am putut să trec peste orgoliile personale ale unor primari și ale unor consilii sau consilieri locali, fie că vorbim de Petrila, fie că vorbim de Vulcan. Deci eu aici, eu întotdeauna am venit cu niște lucruri care depășeau persoana mea. Da? Adică nu era interesul meu personal acolo. Dimpotrivă, eu sunt unul singur, da, de altă coloratură politică, de la PNL, și ceilalți 5 colegi ai mei sunt de la PSD. De ce le... Dar într-o administrație n-ar trebui să conteze treaba asta. Păi nu, dar ei... Deci sau... părerea mea că n-ar trebui să se face partid. Fiecare primar ar trebui să se gândească până la urmă unitar pentru Valea Jiului. Bun. Zic și eu. Acum, asta e, așa ar trebui, însă eu nu renunț la această idee și am lansat-o și am ridicat-o și în discuțiile pe care le-am avut la Guvernul României cu premierul Orban și cu miniștrii cabinetului domniei sale și am spus trebuie să reluați tema reformei administrativ-teritoriale a României, pentru că noi pierdem timp și rămânem, pe ce înseamnă asta? Pierdem timp, da? Rămânem cumva la un stadiu de dezvoltare foarte, pe foarte precar. 16 județe, 21 și 24, ceva de genul. Sunt mai multe scenarii. Să vă spun ceva. În Polonia, când s-a făcut reforma administrativă, ascultați-mă, în Polonia s-a făcut reforma administrativ-teritorială, au căzut 3 guverne. Dom'le, dar în 2 ani de zile au făcut această reformă. Au căzut 3 guverne în 7 luni, nu contează, și au ajuns să facă reforma administrativă și Polonia să fie, după Spania, statul care a absorbit cei mai mulți bani europeni. Păi la noi o să cadă vreo 9 atunci. Nu contează, poate să cadă guvernul în fiecare zi. Important este să ajungem în final la rezultatul pe care ni-l dorim pentru dezvoltarea României. Adică nu poți să ai 3.000 de comune în România, din care mai mult de jumătate nu-și pot susține nici angajații din primării să plătească salariile și trebuie să dai banii de la guvern. Dar întotdeauna s-a privit în această cheie politică și electorală și s-a ținut cu dinții de lucrurile acestea. Din păcate, trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna că lucrurile trebuie făcute așa, nu pentru că vrea cineva, că e un moft. Vine viața peste noi. Viața ne obligă la aceste schimbări, da? Și la aceste transformări. Da? Vorbim de zona metropolitană. Am văzut, nici asta nu-i bună. La colegii mei, nici zona metropolitană, care nu îi obligă cu nimic din punct de vedere financiar. Doar intrăm pe o nișă de finanțare de la guvern și de la Uniunea Europeană. Bani pe care altfel nu-i putem lua. Nici asta n-au înțeles. Dar să sperăm că după alegeri voi reuși și vom reuși să ne așezăm la masă. Păi și asta e clar că va trebui să vă puneți la o masă, pentru că e vorba de proiecte europene, e vorba de proiecte integrate comune. Domnul Bran, o să aveți multe de discutat. Ne-a invitat Comisia Europeană la Bruxelles anul trecut. Am semnat memorandumul pentru Valea Jiului. Sigur, acest memorandum nu are o valoare juridică absolută, însă este o intenție și un angajament pe care ni l-am luat că vom lucra împreună pe aceste proiecte și pe strategia de dezvoltare a Văii Jiului. Da? Deci, repet, noi primarii, ca persoane, trebuie să ne derobăm de acest eu și de individualismul acesta și să facem ceea ce este bine pentru oamenii din comunitatea noastră. Domnule David, aveți PNL-ul, nu numai noastră, până la urmă, un mega program, adică foarte bine așezat, construit, zic eu, așa ca părere personală, nu știu alții ce cred, se intitulează Construim Hunedoara Nouă, foarte frumos zis, și aveți așa mai multe subcapitole. Hunedoara educată, Hunedoara conectată, aici vă gândiți la faptul că județul a fost multă vreme izolat și Valea Jiului. Dacă vă uitați Hunedoara sănătoasă, digitală, Hunedoara curată, Hunedoara de legendă, Hunedoara performantă, Hunedoara culturală. Și ultima zăsată la nespusă, deși din punctul meu de vedere este o concluzie. Nu, dar nu m-am mai uitat. Da, este o concluzie, pentru că în realitate ceea ce vrem noi să obținem este creșterea respectului de sine și a calității vieții pentru fiecare om care locuiește în acest județ. Corect. O să vedeți dacă lecturați și invit pe... Pe toți cei care ne urmăresc, dacă n-au la îndemână priantul, avem și un site www.hunedoara9.ro, unde sunt trecute toate
aspectele la care noi ne-am gândit, nu este munca mea, este o muncă de echipă. De echipă, clar. Profit de faptul că domnul primar este lângă mine și vreau să-i mulțumesc pentru că am avut oportunitatea ca mai bine de 2 ani să fac parte din echipa domniei sale și dacă acest proiect este catalogat ca un proiect foarte bun, un proiect de nota 10, așa a fost evaluat de către colegii mei și de foarte mulți oameni, este și meritul domniei sale pentru că a reușit sau am furat meserie, ca să spun, când vorbim noi aici în Valea Giurului, de la un om care, pentru care administrația este la rang de cinste. Și care la rândul lui a învățat de la un maestru, cum a fost domnul Schroeter. Eu și învăț în fiecare zi, să știți, și foarte multe lucruri de la domnul David, pentru că domnul David, spre deosebire de contracandidatul principal al domniei sale, nu numai că știe să scrie proiecte, dar știe să vorbească și corect românește, adică să se facă înțeles. E o condiție necesară, sigur, nu suficientă, dar necesară în orice abordare. Acum ea zice că sunteți un pic răutăcios. Nu, mai glumești, știți de ce? Pentru că recent l-am urmărit pe candidatul PSD. Era oarecum încurcat, nu mai știa în ce partid face parte. Cred că era emoționat de prezența lui Ciolacu la Lupen și nu mai știa exact dacă e din Partidul Național Liberal sau Partidul Social Democrat. Mă rog, revenind la lucrurile astea care sunt cu adevărat importante, noi am reușit aici să în puține cuvinte, dar foarte pline de conținut, am reușit să trecem atât chestiuni generale importante, care se referă la situația sanitară în care ne aflăm acum. Ne aflăm într-o profundă criză sanitară și, din păcate, vă spun și mi-asum ceea ce zic acum, dacă, Doamne ferește, avem o creștere bruscă a numărului de cazuri de infectări în județul Hunedoara, Spitalul Județean nu este pregătit, Consiliul Județean Hunedoara scrie cu roșu aici, nu este pregătit. Gândat, șobolan și igrasie în salonele de pediatrie de la Deva. Pediatria este o rușine pe obrazul Consiliului Județean Hunedoara. Capitala județului. Este o rușine pentru că în acest moment funcționează într-o clădire veche. Ei au mai cârpit-o pe aici pe acolo, au mai schimbat acoperișul, niște geamuri, au mai vopsit gardul, să spun așa. Important este ca noi să ne asumăm și ne-am și asumat că într-un timp foarte scurt să deschidem noua secție de pediatrie în clădirea nouă a Spitalului Județean și această clădire să funcționeze altceva. Revenind la criza sanitară, județul nostru, în acest moment, Consiliul Județean, nu are niciun fel de bani pregătiți în rezervă, în rezerva bugetară. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și avem un număr mare de cazuri, noi nu avem bani în secunda 1, încă timpul de reacție este foarte important în momente de criză, să achiziționăm ventilatoare suplimentare, să achiziționăm paturi. Nu trebuie să așteptăm să reacționeze. Se bazează pe primăria Deva, care, deși nu are spitalul în subordine, a dat foarte mulți bani. Și dumneavoastră vorbiți de o unitate spitalicească etalon pentru județul Hunedoara, spitalul de urgență Deva, care primește foarte mulți bani de la Consiliul Județean și programe naționale. Și ei, ascultați-mă, ei n-au fost în stare să asigure cartofii. Vă aduceți aminte de criza aceea alimentară? Da. Păi cum e posibil așa ceva? Stați un pic, că pandemia a început în martie. Păi tocmai de aia. Păi înainte de pandemie am avut criza alimentară la Spitalul Județean. Nu s-a reușit. Deci gândiți-vă că pentru mine personal, mi-a fost jenă că a trebuit să vină o echipă militară și să administreze și să scoată din criză Spitalul Județean în condițiile în care, haideți să o spunem franc, prima explozie de cazuri în județul Hunedoara a avut loc la Petroșani. Eu nu l-am văzut pe primarul Iacu Priții, nu l-am văzut pe domnul doctor Vasilescu să intre în colaps și să ceară ajutor nici măcar de la prefect, nici măcar de la guvern. Au știut, au respectat la sânge regulile de privind circuitele, au dezinfectat secțiile, le-au închis, au trimis la testat tot personalul medical și în 2 săptămâni lucrurile au intrat în normal. Nu s-a pus nici măcar o dată, nu s-a pus nici măcar o secundă problema ca la Petroșani să fie nevoie să vină cineva din exterior să facă ordine, așa cum s-a întâmplat la Deva. Domnul David, mă tem că n-au învățat nimic. Din martie și până în septembrie
nu și-au pus la punct problema asta. Eu sunt sigur că guvernul României... Și asta cu șobolanii are. Eu sunt sigur, o să discutăm și despre asta. Eu sunt sigur că guvernul României a pregătit. Sunt ceva stocuri de medicamente, sunt ceva materiale de protecție și așa mai departe. Nu zic că nu. Guvernul s-a ocupat peste tot. Dom'le, dar prima reacție trebuie să o avem noi. Eu și de asta vin și vin și propun hunedorenilor să ne dea votul de încredere duminică și noi până luna decembrie, nu președintele Consiliului Județean, împreună cu primarii din județul Hunedoara vom elabora un plan de management de criză sanitară. Corect. Ca eu să știu exact câte paturi, ce pot să iau de la spitalul de la Petroșani să duc la Orăștie sau invers. Cu ce poate sprijini Consiliul Județean comunitatea din Uricani, de exemplu. Da, da. Ca să avem timpii de reacție foarte scurți, de ce? Să salvăm vieți. Pentru că nu știm, acest virus este extrem de periculos, tocmai pentru că nu lovește... Acum vine frigul, mă rog. Nu lovește în același fel pe toată lumea. Noi am avut, eu am avut șansa să fiu fără simptome, să fiu asimptomatic. Ați luat bani ceva că... Da, pe nevoie. Astea sunt niște prostii și niște intoxicări. Da, știu. Nu vreau să fie nimeni în pielea mea. M-a deranjat cumplit că adversarii de la PSD râdeau în perioada în care eu eram în spital și spuneau că mi-am încerc să-mi fac imagine politică. Păi, ce era în sufletul meu? Copilul meu era cu febră 38 acasă și la vremea respectivă erau 400 de teste pe zi, se plătea, era capacitate. Și guvernul României a crescut această capacitate la 25.000 de teste astăzi, dar 3 zile am așteptat, 3 zile a trebuit să aștept să vină rezultatul, să văd dacă copilul meu este bolnav sau nu. Astea sunt lucruri care țin de bun simț și de modul în care am fost educați, dar se pare că numai o parte dintre noi avem aceste... aturi, alții se gândesc doar la cum să ne dea peste picioare și cum să spună, cum să scoată în evidență, nu știu, probleme de familie, chestiuni de acum 100 de ani care le consideră irelevante, când în realitate contează, așa cum a spus dumneavoastră, ceea ce oferim hunedorenilor. Completarea și ar fi că fac apel la guvern prin dumneavoastră, care sunteți doi liberali aici la prezenți, să nu mai lase toată responsabilitatea numai pe primării și să încerce să ajute primăriile. Dar n-a lăsat responsabilitatea. Hai să vă spun ceva. Au cam lăsat responsabilitatea. Nu e adevărat. Haideți să vă spun ceva. Știu la ce vă referiți. Vă referiți la începerea școlii. Să facă teste și la profesori mai multe. Ascultați-mă. Mai departe. Ascultați-mă. Asta nu e părerea mea. Nu se putea lua o măsură generală în toată România pentru că există aceste specificități locale. Și eu cred că această decizie a fost una bună. Și noi, la nivel local, am lăsat decizia la școli. Nu eu am hotărât cum începe fiecare școală, știu, anul școlar. Ba da, ascultați-mă! Părinți să decide. Nu, ascultați-mă! Nu părinții au decis. Părinții au decis împreună cu școala și împreună cu administrația publică locală. Dar nu eu am impus decizia, pentru că n-aveam cum, eu n-am toate informațiile. Școala are toate informațiile în ceea ce privește o anumită stare de lucru. Și vă mai spun ceva. La Petroșani, primăria a acordat 16.000 de măști gratuit către toate școlile. Astăzi am avut rectificare de buget din banii primiți de la guvern. Am dat peste 2 miliarde de lei vechi la toate școlile. Mâine dimineață o să am o discuție online cu toți directorii de școli din municipiul Petroșani și le voi recomanda ca din acești bani să își asigure un stoc de măști și de material sanitar, da, necesar, care să acopere această perioadă până la sfârșitul anului. Părerea deci, mea că mai trebuie bani pentru teste. Ascultați-mă, o să-i rog să facă aceste achiziții de măști, de dezinfectant, de tot ce le trebuie, pentru că banii deja i-am asigurat. Da? Deci, copii, eu vorbesc de Petroșani, nu știu ce au făcut celelalte localități, însă, dacă guvernul României a lăsat sau a descentralizat această decizie, a venit și cu resursa financiară, toate localitățile din România au primit bani, indiferent de culoarea politică, da, au primit bani pentru aceste necesități legate de începerea noului an școlar, de cheltuielile făcute în pandemie, de criza sanitară și așa mai departe. Acum depinde fiecare cum gestionează banii. Există și părinții responsabili care își trimit copilul bolnav la școală. Nu cred că e cazul. Nu, să nu generalizăm. Aș vrea să fac o precizare legată de ce spunea domnul primar, foarte importantă, legată de contarea acestor cheltuieli legate de COVID.
sunt făcute parte dintre ele pe fond, din fondurile europene, s-a negociat această decizie ca parte din fondurile europene să fie alocate pentru acoperirea acestor cheltuieli. Și vreau să vă spun ceva. Și aici ține de competență și de modul în care cât de bun administrator ești. Spitalul Municipal Petroșani, Spitalul de Urgență Petroșani, a solicitat acoperirea cheltuielilor și cred că a fost și aprobată, dacă nu e o chestiune de procedură, până când sumele vor intra în posesia sau în caseria spitalului, ca să poată fi folosite în același scop de a se pregăti pentru o eventuală escaladare a cazurilor. Spitalul de urgență din Deva nu a făcut acest demers. Este un demers simplu. Sunt câteva formulare care trebuie completate, sigur, justificate sumele pe care le soliciți de la, pentru a fi finanțate, și spitalul de urgență nu. Termenul cred că a fost deja depășit. Nu mai poate. Deci, încă o dată, încă o dovadă de incompetență a Consiliului Județean Hunedoara, care nu a urmărit și n-a gestionat corect și a pierdut o grămadă de bani. Deci, pe lângă culoarul Mureș-Nord, care e cu risc mare de dezangajare de fonduri europene. Pe lângă faptul că în Parâng nu sunt stare în 4 ani să facă 4 km de drum. De la Hunedoara la Călan, iarăși tot proiect liberal. Drumul 687, drumul județean 687, toate problemele din lume au fost găsite acolo și constructorul nu a fost nici lăsat sau, mă rog, nu înțeleg, oricum termenele sunt total depășite. Acum vine și această situație în care guvernul îți întinde mâna și spune fă-mi cerere, o-ți cerere și îți dau banii cât ai cheltuit. E vorba de milioane de lei, domnul Bran. E vorba de milioane de lei pe care Consiliul Județean i-a abandonat. Nu i-a zis că nu, probabil a considerat că sunt alte lucruri mai importante. Nu știu, să vină să facă poze prin Parâng sau să facă poze pe la o groapă astupată cu mai mult asfalt decât, nu știu. Iar aici discutăm de problema aceasta a sănătății. Eu am discutat cu domnul David. Mi se pare profund incorrectă modalitatea în care în ultimii ani s-au împărțit fondurile pe sănătate. Păi aproape toți banii s-au dus către Spitalul de Urgență din Deva. În condițiile în care Spitalul de Urgență din Petroșani deservește o treime din populația județului Hunedoara, noi n-am primit un leu. Păi vedeți că opoziția zice altceva. Ce zice? Că ați primit bani să faceți un nou corp de spital. Domnul Bran, haideți să vă spun. Păi, ba nu, Deva a primit mult mai mult, dar vă mai spun ceva. Din toți banii pe care i-am primit pe acest proiect de reparație capitală a spitalului din Petroșani, unde noi am construit un nou spital, da? Este un nou 20% spital. Din bani i-a adus guvernarea PSD, iar 80% din bani au venit anterior. Să știți, aici este. Și ați primit bani, 40 de miliarde de lei vechi au fost dați de Consiliul Local Petroșan, deși noi deservim toată Valea Jiului și până la Hațeg. Astăzi discutam cu doamna Munar, care este medicul oncolog de aici, are peste 5.000 de pacienți de la Hațeg până la Târgu Jiu. Da? La Petroșani, unde noi suportăm toate aceste cheltuieli. Să nu vă mai spun ceva, lumea nu știe. Decontarea cu Casa de Asigurări de Sănătate, la Deva, pentru un caz rezolvat, se primește 1560 de lei, iar la Petroșani se primește 1420 de lei. Da? Pentru că e spital județean. Din start, noi pierdem niște bani. E, și atunci, în compensare, am discutat cu domnul David, Consiliul Județean trebuie să vină cu niște sume și către Petroșani, și către Hunedoara. Păi am zis că eu așa spun, că ați primit destui bani. Da, domnul, dar la... Știți, e foarte greșit. Eu am văzut această tactică. Este o tactică comunistoidă a Consiliului Județean condus de PSD de a amesteca merele cu perele. Așa amestecă și sumele care le au pentru reparațiile pe drumuri județene cu sumele de pe investiții ca să le dea lor bine. Este foarte bine că Guvernul României și DSP-ul finanțează construirea unui corp nou de spital la Petroșani. La fel se întâmplă și la Deva. Dar trebuie să recunoaștem, și noi am făcut împreună analiză acum 2 ani, diferențele dintre patologiile care sunt tratate la Petroșani și patologiile de la Deva sunt nesemnificative. Și mai e o numărul diferență, cazuistica David. Este aproximativ similară. Nu e posibil ca unul să fie spital municipal sau spital județean. Pe proiectul ăsta, unde primește bani și Deva, Consiliul Județean nu pune nimic. Noi punem 10% Consiliul Local pentru aparatură și 5% pentru clădiri și 5% pentru aparatură. Ei nu pun această contribuție. Au fost scutiți de această contribuție.
subrevin, treci deci, prin conturile Consiliului Județean. Păi da, pentru că este profund nedrept ceea ce se întâmplă din punctul acesta de vedere. Și eu vă spun, eforturile care noi le-am făcut la Petroșani cu managerul Vasilescu, cu echipa de conducere de aici, sunt net superioare a ceea ce au făcut ei. Știți ce au făcut la Deva? Dom'le, cu bani foarte mulți au făcut o risipă clară și în domeniul, în toate domeniile. Și vorbim cu cifrele și pe masă. Că la începutul pandemiei nu erau băști, nu era nimic. Haideți să vă spun ceva, domnul Bran. Știți că la începutul pandemiei spitalul de urgență Petroșani avea în stoc 100.000 de măști? Știți? Și spitalul din Deva n-avea nimic? Păi asta spun. Da? Și știți de ce? Pentru că am anticipat cu 2 săptămâni înainte, nu eu neapărat, eu și conducerea spitalului, am anticipat că va veni această criză. Și le-am spus, cumpărați măști, cumpărați ce aveți nevoie, pentru că urmează o perioadă foarte complicată. Și s-a adeverit. Noi n-am dus niciodată lipsă de măști. Am fost primul care am luat teste din sânge. Vă aduceți aminte ce criticat eram? Dom'le, alea nu sunt relevante, nu sunt bune, nu sunt nu știu cum. Am fost criticat că le făceam și cu 80 de lei, nu cu 300 de lei, cum făceau unii privați. Da? Și acum toată lumea face teste din sânge, acum sunt bune. Da. Noi am cumpărat 6.000 de teste. 4 minute, domnul David, la cameră, cetățenilor, de ce PNL, de ce dumneavoastră, de ce e o săptămână foarte importantă. E o zi foarte importantă, duminică 27 septembrie, pentru că e o zi care privește foarte mult viitorul nostru, ca și comunitate, ca oraș, ca și comună, ca județ și ca țară. Avem de ales în cazul nostru, în cazul județului Hunedoara, în a merge pe o cale deja bătătorită, spre neputință, spre lipsă de performanță, spre risipă de bani public, sau avem opțiunea de a construi împreună Hunedoara nouă. Un județ, un consiliu județean debirocratizat, cu proceduri fluide, cu solicitări la care se răspunde mult mai repede decât în acest moment. Nu o să mai solicităm dosare cu șină, ștampilă pe timbru, vom fi complet digitalizați. Propunem oamenilor, spune dorenilor, să valorificăm împreună potențialul cultural istoric al județului nostru. Vrem să asfaltăm toate drumurile județene până în 2024. Vrem să construim primul sector de drum județean care are un sistem inteligent de monitorizare a traficului pe drumul de la Hunedoara spre Deva, care e pe 4 benzi, vom moderniza, vom construi pasarele, așa cum și la Petroșani se va întâmpla pe anumite sectoare de drum. Vrem să avem un județ sănătos și prosper. Și vă invit, dragi hunedoreni, în 27 septembrie să votați Hunedoara nouă, să votați Alianța PNL-UDMR-PNCCD. Doamne ajută! Domnule primar, tot așa, 2 minute. Da. Ce vreți dumneavoastră? Sigur, eu vreau să le transmit oamenilor din Petroșani și din întreg județul Hunedoara, pentru că dumneavoastră vă vedeți în toată țara, să meargă duminica viitoare la vot și să aleagă și cu sufletul și cu mintea. Oferta electorală am văzut-o și în campanie și în precampanie și eu cred că oferta pe care Partidul Național Liberal o face atât la funcția de președinte al Consiliului Județean prin domnul Adrian David, atât la funcția de consilier județean prin echipa care este în jurul domnului David, la funcția de primar al Petroșanului sau celelalte localități din Valea Jiului, este o ofertă serioasă. Oameni cu expertiză, oameni cu responsabilitate în tot ceea ce au făcut de-a lungul carierei lor și sunt convins că de această dată oamenii nu se vor mai lăsa manipulați sau păcăliți într-un fel cu tot felul de promisiuni și cu tot felul de atacuri din acestea sub demnitatea umană, da, care din păcate se mai practică încă în campaniile electorale și vor vota PNL. Și vă spun de ce. E foarte important și acum sunt niște premise extraordinare. S-au aliniat astrele într-un fel. Putem să avem primar PNL, putem să avem președintele Consiliului PNL, care este și din Valea Jiului, da? Și premier PNL, deci guvern condus de PNL. Asta ce înseamnă? Dublat de ceea ce înseamnă fonduri europene, dublate ca valoare,
față de exercițiul financiar european trecut, înseamnă Just Transition Fund, un fond nou la care are acces județul Hunedoara și alte 5 județe din România, dar Hunedoara poate să atragă cel puțin 350 de milioane de euro, cum a spus domnul David. Dar pentru asta trebuie implicare, trebuie putință, trebuie voință și trebuie viziune. Și toate aceste lucruri echipa liberală le oferă prin ceea ce, prin candidații și expertiza pe care noi o avem. Deci, cred că este momentul ca acest lucru să se întâmple în județul Hunedoara și să revenim la normalitate.